tămăditor creștin, Hristos a înviat. Arătarea Mântuitorului Hristos înviat celor doi ucenici care mergeau pe calea de la Ierusalim către satul Emaus este una din paginile cele mai cunoscute ale Evangheliei după Luca. Este o pagină în care credința și emoția, rațiunea și sentimentul, întristarea și bucuria, îndoiala și certitudinea se îmbină, atingând corzile cele mai profunde a celui care le ascultă sau citește, fie credincios sau numai în căutarea credinței, rezonând profund cu dorința de a urma calea arătată de Domnul înviat, singurul care are deplinătatea fericirii. Evenimentele care au avut loc la Ierusalim fuseseră de o cruzime nemai întâlnită. Procesul mincinos, patimile, agonia, moartea și înmormântarea lui Iisus, manifestarea ostilă și violentă a poporului. Doi dintre ucenicii care asistaseră la toate aceste orori părăsau Ierusalimul, îndreptându-se spre un sat din apropiere pe nume Emaus, vorbind între ei despre toate evenimentele care se petrecuseră sub ochii lor și încă trăind sub impresia lor, suferind deșecul speranțelor lor și de aceea plecaseră de la locul răstignirii. Dintre multele posibilități de interpretare al acestei istorisiri pascale, sunt deosebit edificatoare motivele căii și ale cuvântului specifice Sfântul Evanghelist Luca. Iisus Domnul și cei doi ucenici vorbesc mergând pe cale. Sfântul Luca este singurul evanghelist care ne prezintă învățătura Domnului concentrată de-a lungul unei călătorii săvârșite de Iisus și ucenicii săi din Galileea la Ierusalim. Sunt 10 capitole în Evanghelia sa în care sunt prezentate cele mai importante pilde și cuvântări rostite de Domnul. Sfântul Luca este singurul care numește creștinismul calea. Este calea prin excelență, descoperită de Dumnezeu oamenilor în și prin Hristos. Cei doi ucenici nu reușesc să înțeleagă patimile și moartea lui Iisus. Pentru ei, crucea și răstignirea lui Mesia era o piatră de potignire, un fapt scandalos, de neînțeles. Pe cruce se năruise visul lor de a putea înfăptui împreună cu Iisus o schimbare concretă în țara lor. Noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Este adevărat, continuă istorisirea, că s-a răspândit vremea alimentată de niște femei care cunoscuseră pe Iisus că El este viu. Însă ucenicii, deși s-au dus la mormânt să verifice, pe El nu l-au văzut. Cei doi ucenici au spus tot ceea ce aveau pe suflet. Ei sunt dovada clară a diferenței dintre a cunoaște și a crede. Au mărturisit crezul lor despre Iisus din Nazaret, recunoscându-L ca pe un proroc puternic în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, astfel încât să afirme că El este viu. Și cu toate acestea, ei rămâneau în starea de neînțelegere. Totul fusese prevestit de proroci, de Iisus însuși și cu toate acestea, pentru ei totul era neclar. Deși toate detaliile relatării au o logică, lor le scăpa sensul profund al evenimentelor. În acest punct al relatării, Sfântul Evanghelist Luca oferă cheia de înțelegere a morții lui Iisus prin recursul la explicarea Sfintelor Scripturi și la însemnătatea gestului frângerii pâinii. Piatra de potignire a celor doi ucenici era crucea. Cu ea se pare că murise speranța lor. Atunci Sfântul Luca spune că Iisus le-a spus celor doi că trebuia ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Tatălui. Pentru prima dată în acest context, drumețul necunoscut vorbește despre sine însuși și se prezintă ca fiind Hristosul. Cel doi îl numiseră Iisus Nazarinanul. Pătimiile sale sunt văzute ca suferințe îndurate de bunăvoie, iar învierea este definită ca intrare în slava sa și nu pur și simplu o reîntoarcere la viața pământească. Iisus insistă asupra faptului că, potrivit planului Dumnezeu, trebuia să accepte crucea și jertfa sa. Ne spune însă că acest plan mântuitor este în conformitate cu Scripturile. Și începând de la Moise și de la toți prorocii,
l-a tâlcuit lor din toate scripturile cele despre el. L-a arătat că pătimile sale sunt de fapt o jertfă asumată de bunăvoie, potrivit planului Dumnezeu descoperit în scripturi și că ele sunt absolut necesare pentru a-i ajuta să înțeleagă, să depășească smintala provocată de un Mesia răstignit pe cruce și să-i facă totodată să creadă în realitatea învierii. Mântuitorul s-asumă în mod personal această responsabilitate. Pe de altă parte, Mântuitorul Hristos înviat în persoană se află la originea interpretării corecte a Bibliei. Ucenicilor din Emaus, apoi celor 11 apostoli adunați, ele dă o lecție de cum trebuie înțeleasă Scriptura primului legământ. Cu alte cuvinte, interpretarea creștină a Bibliei și propovăduirea Bisericii își găsesc în Hristos înviat garanția autenticității lor. Duhul Sfânt continuă acest efort de interpretare și actualizarea Scripturii în biserica născută la cinzecime, așa cum Domnul înviat a făcut-o pentru martorii săi la începuturile bisericii. Imaginea Mântuitorului Hristos înviat în calitate de interpret al Scripturii, care le explică sensul ei, are o valoare perenă, indică de fapt o metodă pe care interpretarea creștină a Scripturilor Vechiului Testament trebuie să țină seama. Mântuitorul Hristos este așadar adevăratul interpret al Sfintei Scripturi și cel care ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. Celor doi ucenici le interpretează personal Sfintele Scripturi, iar în biserică, prin persoane consacrate în Duhul Sfânt, episcopi, preoți și diaconi. Înțelegerea planului Dumnezeu descoperit în Sfintele Scripturi este un dar al lui Dumnezeu și nu rezultatul cercetării omenești. Retămăritori creștini, ajungând în apropierea localității Emaus, Mântuitorul se făcea că merge mai departe. Însă cei doi ucenici îl invită și insistă să rămână în compania lor. Invitația celor doi ucenici adresată Mântuitorului se transformă într-o rugă stăruitoare: rămâi cu noi, că este spre sară și s-a plecat ziua. Mântuitorul intră în casă cu cei doi ucenici și se așează la masă împreună cu ei și din invitat, oaspetele devine cel care invită. Acum are loc momentul cel mai important. Iisus Domnul săvârșește patru gesturi. Luând pâinea, a binecuvântat și frângând, le-a dat. Frângerea pâinii este un gest, într-un anumit sens rezumativ, în care se concentrează cele trei etape ale existenței Mântuitorului: viața pământească încheiată cu jertfa pe cruce, învierea și preaslăvirea dreapta Tatălui cu firea omenească transfigurată. Frângerea pâinii constituie modalitatea recunoașterii prezenței Mântuitorului Hristos înviat și preaslăvit în biserica sa. Acestea sunt semnele cunoașterii prezenței sale și circumstanțele experierii întâlnirii celui credincios cu Domnul înviat în această lume. Povestind pe cale istoria vieții pământești a lui Iisus, cei doi ucenici au subliniat puterea învățăturii și faptelor sale. Acum trebuie să învețe să recunoască într-un alt mod. Mântuitorul Hristos înviat este prezent și lucrător în biserica sa în diferite moduri: în ascultarea cuvântului Scripturii, în ajutorul oferit celor sărmași și neputincioși, în ospitalitatea oferită pelerinilor, dar mai ales în săvârșirea Sfintei Euharistii. Și s-au deschis ochii lor și l-au recunoscut. Verbul arată că Mântuitorul Hristos însuși este cel care l-a deschis ochii, acțiunea nu le aparține. Deși devine invizibil, totuși acest fapt nu întrerupe prezența sa, nu îi abandonează pe cei doi ucenici, ci rămâne cu ei într-un alt mod. Prezența lui Iisus Hristos înviat în istorie este de acum una euharistică. Domnul înviat nu își mai diminuează prezența, ci o desăvârșește. Odată recunoscut, Mântuitorul Hristos a înviat nu poate intra în posesia exclusivă a cuiva. El îi invită pe ucenici să urmeze calea care să-i conducă în împărăția lui Dumnezeu. Poate că mai mult decât descrierea experienței celor doi ucenici, o experiență nerepetabilă în biserică, Sfântul Luca relatează experiența ucenicilor ce vor urma, a tuturor celor care sunt invitați să creadă fără să vadă.
Cel ce și-a asumat condiția ucenicului tău să învețe să recunoască prezența Domnului înviat fără pretenția de a-L mai vedea în trup, este de ajuns semnul frângerii pâinii și o viață consacrată căii pe care Domnul i-o arată. Și-au zis unul către altul, oare nu a dat noi inima noastră când ne vorba pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? Ucenicii își mărturisesc reciproc trăirea acestei experiențe care le-a prins inimile în timp ce Iisus, Domnul, explica Scripturile. În realitate, ei le-au recunoscut numai după frângerea pâinii. Înțelegerea Sfintei Scripturi are darul de a prinde și a încălzi inima omului, în timp ce împărtășirea cu Hristos Eucharistic înlătură incapacitatea omului de a o înțelege duhovnicește. Recunoașterea se face într-o comuniune de persoane, deja îmbisericite, în care vederea lui Hristos se interiorizează în Duhul Sfânt, devină viață în Hristos. Ucenicii călători la Emaus îl descoperă pe Iisus înviat după ce s-a făcut nevăzut. Și aceasta în urma unei recitiri a Sfintei Scripturi, ca pregătirea lor pentru momentul săvârșirii Sfintei Euharistii. Până la a doua venire a lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru fiecare om în parte și pentru toți oamenii la oaltă. Adunați în biserică o invitație la recunoașterea lui Iisus înviat și la unirea cu El în Euharistie. Iubiți frați și surori din Domnul, cei doi ucenici s-au întors la Ierusalim în acea seară. Probabil că au ajuns foarte târziu. Cu toate acestea, urmând relatării Sfântului Luca, în acea seară Iisus s-a arătat apostolilor, încredințându-le mandatul misionar de a propovădui numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Cei doi ucenici s-au îndepărtat de comunitate, însă Domnul înviat îi reunește. Euharistia exprimă și întărește unitatea bisericii. Ei s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon. Vestirea învierii este atribuită în primul rând celor 11 apostoli. Vestea cea bună este concentrată în această zicere, cu adevărat a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Din acel moment a luat naștere salutul nostru creștin, prin care vestim și mărturisim unii altora, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Istorisirea se încheie cu o referire la punctul culminant al întregii descrieri, recunoașterea lui Hristos înviat în momentul frângerii pâinii. Învierea Mântuitorului Hristos constituie temeiul și conținutul esențial al credinței creștine. Iar tăierea experienței prezenței celui viu în biserică se face prin participarea la Sfânta Liturghie, momentul central al vieții creștine pe acest pământ. Expresia l-au recunoscut la frângerea pâinii, care încheie de episodul din Emaus, amintește comunităților de credincioși că Mântuitorul Hristos este prezent alături de pelinii vieții creștine, care, deși nu înțeleg totul sau sunt slabi în credință, ei recunosc că în Hristos au împlinit Scripturile și îl întâlnesc în Euharistie la Sfânta Liturghie. Nemăritori creștini, prin cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos înviat, Sfântul Evanghelist Luca dorește să arate creștinilor din toate timpurile cum este posibilă experiența prezenței prin intermediul Scripturilor Sfinte și prin participarea la frângerea pâinii, adică la cele două momente ale Sfintei Liturghii, Liturghia Cuvântului și Liturghia Euharistică. Această pagină constituie episodul cheie pentru a înțelege învățătura lăsată de Sfântul Luca despre învierea Domnului, care ne răspunde la întrebarea cum poate fi întâlnit Domnul înviat și cum poate fi el recunoscut. Este o întrebare pe care și-au pus-o ucenicii lui Iisus din toate timpurile. Cei doi ucenici, de fapt, sunt o icoană a fiecărui creștin. Fiecare dintre noi poate fi în locul lor, iar întrebarea lor este și întrebarea fiecăruia dintre noi. Întreaga istorisire prezintă drumul cu dus întors, care se transfigurează într-o cale interioară și duhovnicească, de la speranța pierdută, iar noi nădăjduiam, la nădejdea regăsită, de la întristarea care îi cuprinsese, la bucurie. Istorisirea descrie așadar schimbarea stării de tristețe în fericire. La început, ucenicii sunt triști,
Speranța lor s-a pierdut odată cu moartea lui Iisus, iar în cei din urmă descoperă că inima lor ardea și se întorc fericiți la Ierusalim pentru a vesti celorlalți ucenici învierea. Istoria descrie însă și trecerea de la necunoaștere la cunoaștere. La început, ucenicii merg alături de Iisus fără să-L cunoască, deoarece ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască, iar istorisirea se încheie când îi se deschid ochii și îl recunosc pe Iisus la frângerea pâinii. Momentul recunoașterii coincide, de altfel, cu trecerea la tristețe la fericire. Ucenicii regăsesc bucuria de a trăi, deoarece îl recunosc pe Mântuitorul Hristos înviat, prezent în momentul frângerii pâinii. Condiție esențială pentru a recunoaște pe Domnul înviat, fără de care nu poate fi cunoscut, chiar dacă El călătorește alături de noi ca un drumesc necunoscut, este înțelegerea necesității asumării crucii și jertfei pe care aceasta o implică, care la rândul ei duce la înțelegerea duhovnicească a Sfintelor Scripturi. Răstignirea lui Iisus nu a împiedicat planul lui Dumnezeu și nu a însemnat năruirea speranțelor mesianice, după cum credeau cei doi ucenici. Această orbire îi împiedica să creadă. Înțelegerea învățăturii pe care Domnul o împărtășește nu are alt scop decât acela de a ajuta să schimbe modul de a înțelege lucrurile. Nu este nevoie ca Domnul să se schimbe la față pentru ca ei să recunoască, ci modul lor de a vedea și înțelege istoria recentă la care fuseseră martori trebuia schimbat. Iar gestul care a deschis ochii ucenicilor și mintea a fost tocmai gestul săvârșit de Domnul în Joia Mare la cina cea de taină când a instituit Sfânta Euharistie. Gestul frângerii pâinii le-a reamintit ceea ce le făgăduise: iată, eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacurilor. Drept măritor creștin, localitatea Emaus nu a fost identificată cu certitudine de către arheologi, existând diferite păreri legate de patru posibile identificări. Faptul că nu este cunoscut locul precis al satului Emaus nu este lipsit de însemnătate, doar ce ne face să ne gândim că Emausul reprezintă în realitate orice loc sau sat din lumea aceasta. Calea care duce spre Emaus este de fapt calea pe care fiecare creștin o urmează, ba chiar calea pe care o caută orice om. În viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, pe calea pe care o alegem să mergem, putem avea surpriza ca Domnul înviat să călătorească alături de noi, așa cum a călătorit alături de cei doi ucenici în ziua învierii. Cu siguranță, dacă urmăm calea pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o, Domnul înviat ni se alătură și nu ne lasă singuri și reaprinde în sufletele noastre dorul veșniciei și căldura credinței ca să-L putem recunoaște în taina Sfintei Liturghii, arvuna vieții veșnice. Din discuția celor doi ucenici cu drumețul necunoscut este izbitoarea expresie pe care Sfântul Luca le-o atribuie celor doi, iar noi nădăjduiam. Acest verb folosit la timpul trecut spune totul. Am crezut, am urmat, am sperat și cu toate acestea totul s-a năruit. Chiar și Iisus Nazarinanul, care s-a dovedit să fie un proroc puternic în faptă și în cuvânt, a eșuat și noi am fost foarte dezamăgiți. Această dramă a ucenicilor din Emaus este oglinda unor situații în care se găsesc mulți creștini din vremea noastră. Pare că nădejdea, via credinței a eșuat pentru ei. Aceeași credință intră în criză din cauza experiențelor negative pe care le trăiesc oamenii și care fac să se simtă părăsiți de Dumnezeu. Însă, această cale spre Emaus pe care călătorim poate deveni calea unei curățiri interioare și a maturizării credinței noastre în Dumnezeu, în împrejurările concrete ale vieții. Și astăzi putem să intrăm în discuție sau să avem o convorbire cu Mântuitorul Hristos prin ascultarea cuvântului Lui. Și astăzi El frânge pâinea pentru noi și ni se oferă pe sine însuși pâinea cea de toate zilele. Și astfel, întâlnirea cu Domnul înviat este posibilă și astăzi. Ea ne ajută să creștem în iubirea și cunoașterea Sa, mult mai profundă și autentică, prin lumina învierii Sale din noaptea de Paști. Credința în învierea Domnului, care ne luminează și călăuzește pașii pe calea mântuirii, nu se hrănește din idei omenești, ci din cuvântul Lui Dumnezeu și din prezența Sa reală în Sfânta Liturghie.
Această frumoasă pagină evanghelică conține deja structura Sfintei Evangheliei. În prima parte avem liturgia cuvântului prin ascultarea Sfintelor Scripturi. În cea de-a doua parte este prezentă liturgia euharistică și împărtășirea cu Hristos prezent în pâinea, trupul său și vinul, sângele său. Hrănindu-se din liturgia cuvântului și cea euharistică, biserica se zidește încetat și se renoiește din zi în zi în credință, nădejde și dragoste. Drept măritor creștin, am parcurs timp de 7 săptămâni acestor curs al nevoinților spirituale, sfântul și mare post, pregătindu-ne sufletește și trupește pentru întâlnirea cu Hristos cel înviat. Pentru ca ochii noștri se deschidă să-L putem recunoaște pe Iisus cel înviat din morți, să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, spovedindu-ne și împărtășindu-ne cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos. Și inimile noastre, asemenea celor doi ucenici ce mergeau spre Emaus, pot resălta de bucurie Mântuitorul Hristos și înviat fiind izvorul vieții, luminii și bucuriei noastre. Să vestim în via lui Hristos celor ce sunt în întunericul păcatelor, al dezbinării și al morții, să înmulțim faptele noastre cele bune și lumina pe care învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dăruit-o ne va călăuzi pe cărările dreptății și vom birui lucrarea viclenilor care uneltesc împotriva fiilor Dumnezeu, creștinii drămăritori ortodoxi. În această zi de lumină și har, vă binecuvintesc pe toți și vă urez ca această prăznuire a Sfintelor Paști să o aveți în pace, sănătate și cu alese bucurii, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, să vă dăruiască cele ce vă sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre. Adevărat a înviat Domnul. Rămân al vostru arhipăstor, stăluitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat pentru pace și pentru bunăvoire. Amin.